Exact, nu știam cum să te descriu din ce în ce mai bine. Hotărât. Ba, asta îmi place, mă. Exact, vezi ce înseamnă să fii actor? Ai avut fix gestul unui actor. Vii, paca la tine acasă, exact. Aici în living, arunci cheile. Aici vreau să ajung. Știi că a fost, am citit asta undeva, nu știu, Actor Studios, nu știu care, Pacino sau habar n-am, și a zis, dom'le, cum intri ca să demonstrezi că ăla e spațiul tău? Și a făcut simplu, ok, am intrat. Okay. Și gata. Asta, bravo, asta îmi place. Sunt cheile, Andrei, Orodice, prietenul nostru, mamă, decapotabil aici, nu? Ei, na. Hai să nu intrăm în detaliile astea, te rog eu frumos. Nu vreau să nască... Se plătește bine, Vlad, se plătește bine, da, Vlad. Da, 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 a jucat și Tico-ul meu. Cum? Tico-ul meu a jucat în Vlad. Ce Tico? Păi asta nu e de Tico, asta nu, e dar de... am avut un Tico pe care l-am iubit foarte tare. Fai de capul meu. Cu asta îți cumperi 100 de Ticori. Da, 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 da. Hai să sunem adevărul. S-au terminat filmările. S-au terminat? Adică eu cel puțin. Azi, astăzi, că mai au, nu pot să-ți spun. Se termină ceva. Nu pot să spun, dar da, am avut alaltă ultima zi de filmare. A fost un frig îngrozitor. Nu știu ce, nu vorbesc cu oamenii ăștia cu busul înainte să filmăm și noi pe temperaturi mai civilizate, că mereu filmăm contra naturii. Deci n-ai când e cald afară, filmăm cu alea pe noi, când e frig tot cu alea pe noi și eram într-o cămășuță și evident, final, îți dai seama, dacă e finalul lui Vlad, trebuie lumea să vorbească mult, să spună uite de ce, pentru că uite, și fiecare trebuie să spună și să cânte aria. Până când se... Superb, ultimul sezon. Ultimul sezon, ultimul sezon. Dar știi care e chestia? Dacă n-ai murit aici la Pican, nu te omoară nimeni în viață. Și nimic nu, în viață. Nu spune asta. Nu spune asta. Bă, dar știi că am suferit? Sufăr. Sufer că s-a terminat, Vlad? Da. Normal, pentru că te-ai atașat foarte mult. De câți ani ați filmat? Lasă, câți ani, da? E schizofrenie curată. M-am gândit de multe ori că am ajuns acasă și m-a apucat depresia. Și stai mă, așa... Mi-am zis, acum, eu ce fac? Uite. Eu personajul ăsta, când am început, țin minte că era un prim cadru cu mine prin casino și mi-a zis Iisus, băi, fii atent, ăsta e șef, da, zic, bun, e șef, atunci dă indicații, nu? Deci arată cu degetul, tu faci asta, tu faci asta, și zic, ok, stai că mi-ar e urât să arăt cu degetul, zic, arăt cu două degete. Și personajul după aia, că se juca și cu o monedă pe la început, prin primul sezon, a început să arate cu două degete și făceam așa, deci tu așa, tu așa, și mi-am dat seama acum... Cam început eu oră, deci să încep să da, nu, când dau indicații sau mă exprim, vorbesc așa și arăt cu câte două degete. Vezi tu, personajul nu moare, el rămâne ca o drojdie acolo în tine. Bizar. Sensibilul nostru. Dar câți ani ați filmat, Vlad? Câți ani? 4 ani, cred. 4 ani, oameni buni. Ultimul sezon din Vlad. Vedem ce se întâmplă. Ne uităm lunea la acest serial, iar acum îl avem invitat pe Wilmar. Mă bucur. L-am văzut aici, prin culise. Abia aștept. Am încercat să-i vând un pont. Da? Deci tu îmi strici rubrica asta. Nu vreau să invitaților să mintă, să spună. Nu le-am zis, le-am zis, deci fii atent. Și el mi-a zis că suferă, că nu e de fapt nimic îngrozitor în istoricul său. Domnule, el așa mi-a zis. Și am zis, zic, atunci mai bine decât să crede lumea că ești banal, mai bine inventezi un nume, ceva de genul, dă-mi Sharon Stone. Și pui o întrebare și răspunde. Dar nimeni nu face asta. Sharon Stone. Tu ai inventat când ai fost la sosuri. Nu, eu am mâncat tot. Păi vezi? Hai să-l chemăm pe prietenul Wilmar, care a acceptat provocarea. Este un personaj plin de energie, născut în Columbia. E de 27 de ani în România și pariez că are o mulțime de povești nespuse, Andrei Orodici. Așadar, prietenul Wilmar venit la Papion astăzi la noi, la Sosurile Picante. Despacito, quiero respirar tu cuero despacito. Deja que te diga cosas a la vida. Omul când aude muzică de foarte bine, domnul Wilmar. Salutare tuturor, mulțumesc foarte mult de invitație. Să știți? Scos din cutie, uitați la. Ne-am pregătit pentru a fi îngropat. Îngropat. Deci am înțeles că avem și e rubrica serioasă și am zis, băi, să fiu totuși la costum. Nu. Andrei, te salut. Andrei, te mai salut încă o dată. Pătează o dată și doi, acum serios, nu o să mai fac pătează pariul cu tine. Pătează imaginea, cred că. Nu mai fac pariul cu tine pentru că eu am uitat un lucru măruță data trecută. Eu tot făceam fasting-ul ăla. Da. Și eu nu mâncasem nimic și când am mâncat dita-i buleta aia cu sosul ăla îngrozitor, băi, mi-a fost un rău teribil, deci spun sincer, ferește-te de sos. Fasting, nu? Fasting, da, sau fasting. Lucrurile stau în felul următor, să știi că Andrei Orodici este aici, nu știu dacă să te ajute sau să te încurce, dar eu zic că... Eu știu că e personaj rău, nu știu dacă o să mă ajute. Personajele nu. Rele bă, mai mult de încurca. Ștefan este un personaj Ștefan, rău. Da. Eu Andrei sunt un băgăl. Andrei e bun. Iată. Facem în felul următor. Wilmar, fii rubrica. Citești întrebarea în gând. Okay. Răspunsul dai cu voce tare, indiferent ce ar fi. După ce dai răspunsul cu voce tare,
lumea nu știe la ce te-ai referit. Dacă mănânci iute, lumea o să fie în ceață. Dacă nu mănânci iute, citim întrebarea și lumea află. Da, eu cred că unul la mână. Trebuie să știi că nu mănânc iute. Mi-a întrebat domnișoara acolo dacă sunt alergic. V-am dat alergicele, sper că nu le-a spus aici cumva nu. Din nu. Întâmplare. Nu. Și, asta deci, ar fi interesant. Iute tu ești la medicamente alergic, nu? Da. Deci aici avem, uite, o picătură de sos iute nu e. Nu, e curățenie. Dar pune și tu așa mai... E curată. Bun. Adică nu poți să spui, tu ești columbian, adică acolo dar totul e iute. Dar tu crezi că noi ne naștem și la mic dejun ne pune, ia să vedem, jalapeño, bebeluș, hai! Păi da, exact, nu-i așa? Nu, nici așa. Eu nu știu că ești din Columbia. Eu nu știam că ești din Columbia, serios. Din Bogota, știam că chiar. Ești din... Pe bune? Da. Bă, bă, dar tu dai seama chestia asta, bă, Andrei Orodici. Să fii din Columbia, locul unde nu ninge niciodată, dar e cea mai multă zăpadă. Frumos! Oh! Bună asta. Hai. Bun. Așa, zicea blonda aia de la acolo din față să nu arată, să nu puteți să citiți. Da. Care blondă? Citesc în gând, da? Care blondă? Descrie un pic pe blondă. Gretuță. E, bună, așa mai... cu părul creț... Exact. Casa dorită. Asta văd toți oamenii la blonda noastră. Părul creț. Băi, ești iară părul creț, aș deci foarte creț. Nu e bucatul ăsta, ca să vedem cu afla. Bun, lasați-mă să citesc, vă rog, da, așa. Da, da, în orice caz, să zic că în românește, când vorbești despre păr, nu se exprimă așa părul creț. Da. Niciodată. Și soția mea are părul creț, dar ăsta e gestul, știi, nu e ăsta. Bun, okay. Așa, să dau trei nume. Dă-mi iubirea mea, eu fac acest lucru pentru că m-a plătit foarte bine și nu mi-a venit indemnizația de artist și trecem pe niște vremuri foarte grele. Așa că să dau niște răspunsuri de televizor, așa. Da. Toți bun. Încearcă să se scoată cu asta. Da. Când a început cu scuze, e clar, nu mănâncă iute. Hai să vedem. Înseamnă că o să spun. Da. Stai să vezi răspunsul. Deci trebuie să răspund acum, da, nu? Exact. Da. Deci, cu care aș vrea. Da. Bun. Sharon Stone. Nu, merge pe România. Ah, ok. Scrie românesc aici. Nu, o să aleg niște... Trei nume, hai. Ciucă e pregătit să aibă acolo... Bine. Bun. Prima în top. Și fratele Velea o să înțeleagă. Andra. Antonia. A doua, și poate asta nu știe foarte multă lumea, Andreea Eremia. Alina Eremia. Alina Eremia. E bine să știi cum o cheamă totuși. Mai și eu am vrut să dau așa. La întrebarea asta. Ok. Și a treia, nu te super, nu? Nu. Zi, nu te aici. Dar dacă te super. Zi acum, nu mă super. Adică până să te căsătorești cu ea. Trec aici Andra, da? Trece... Da? Trece Andra. Da. Citesc cu voce tare sau mănânci iute? Nu mă pune la asta. Mănânc iute, mănânc iute. Nu poți să citești așa ceva. Am să citim. Nu, citim. Nu, era vorba de asta. Lasă. Nu știi ce urmează. Ascultă-mă. Nu, mănâncă iute pentru că e foarte simplu. Bă, era vorba de persoanele care l-au inspirat în viață. Despre asta e vorba. Andrei, mulțumesc. Nu? E foarte simplu și deductibil această întrebare. Fii atent. Eu spun că mai sunt alte întrebări. Asta e cel mai ușor, da? Asta e întrebare ușoară. Și dacă tu mănânci iute, de acum ce faci la următoarea? Adică gândește-te. Și să știi că sosurile sunt progres, nu sunt așa în progresie aritmetică. Adică eu chiar vreau să te ajut, adică uite că ne trebuie mai să știi că o să-ți dai singur cu firmă în cap. Păi, dar eu nu dau cu firmă în cap acum, doar încerc să te ajut, zi. Ok, rupem întrebarea. Iubire, nu scuipa. Antonia, Alina Eremia și Andra, 3 de A. Ce s-a întâmplat? Da, care era întrebarea? Eu știu care era întrebarea. Numește-mi trei vedete românești care, cu numele care începe cu A. Exact. Nu știu ce ne-ai spus Andrei Orodici pentru că nu știa că se scrie cu A, de fapt. Asta e. Ce, a fost ideea asta? Da. A meritat sacrificiu? Nu. Dar nu știu. Mama, e... Da, chiar e.
Știi că la film, de exemplu, se pune sânge fals, știi, nu e chiar adevărat, adică, na, dar aici nu. E sânge bun. Sos adevărat. Te rog, a doua întrebare, Wilmark. Ce să alegem? Asta? Ce ai zice în limba columbiană după... În spaniolă, pardon, în limba spaniolă după... Că te iubesc foarte mult, Cataline. Da, asta e cu accent columbian. Și ce înseamnă asta mai exact? Cum? Da. Hai. Opa! Hai! Hai, hai, Wilmark, hai! Să știi că nu-mi bat creierul atât de mult încât să stau să caut antitalente. Da. Da? Deci, răspunsul... Așa că ar fi foarte greu să zic într-adevăr cine cred că nu are ce cauta. Da, dar nu da din întrebare detaliu, decât dacă... A, niște nume. Nu, cred că mai mănâncă iute. Nu mai mănâncă iute, da, da, nu, niște nume. Nu, 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 columbienii sunt... Îl văzusem în culise, era așa hotărât, entuziast... Da, dar a început cu cel mai tare, nu e așa? Nu e adevărat, nu e cel mai tare. Oh, nu e, nu e. Ăla e cel mai ușor? Că mai avem. Nu, nu, nu e cel mai ușor. A fost de la mijloc, mediu. Zi. Hai. Niște nume. Da. Dar, sincer, nu... Haide. Ia-le în ordine alfabetic. Aș putea să-i descriu, dar nu știu, după nu... Zi. Tu crezi că stau să văd... Un nume măcar. Unu, un antitalent, să văd. Care consider eu că este un antitalent în România? Trebuie să dai pe răspunsul și apoi... Filmar. Te ajut. Uite, eu îmi pun mâinile la urechi și fac bla 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 și poți să spui ce vrei. În showbiz. Da. În showbiz-ul românesc. Zi de mine, eu nu mă supun. Nu are ce. Nu are ce. Să văd dacă am un prieten. Dacă nu-ți vine în minte, haide. Aha. Rup întrebarea și mergem la ce? Adevărul e că e greu, pe bune. Sunt de un popor foarte talentat. Corect. Tocmai de asta. Dăm întrebarea, Wilmark, că nu pierdem din punct. Bine, la următoarea. Următoarea, hai. Nici eu nu pot să mă gândesc la nimeni. Spune trei defecte al lui Mihai Petre. Nu, trebuie să citești de la sosul ăsta pe carte. Băi, dar zic că eu nu mai mănânc. Păi zi, dar zic. Eu nu mai mănânc. Deci regula e altfel. Trei defecte? Da. Trei defecte. E... Băi, e un băiat prea bun. Per total, eu băiat de pus pe rană. Per total, așa. Dar are și defecte. Ce? Așa, acum să... Unde ești? Să-mi iert. Să spun despre tine și voi și revela identitatea ta. Îmi pare rău, dar am avut ocazie să te cunosc. Zi. Așa. Îngânfat, domne. Găfat, deci de, la prima întâlnire, știi? E băiat de pus. Extraordinar. E minunat băiatul ăsta. Un îngânfat. La prima întâlnire. După ce îl cunoști, e altceva. Așa. Și Măruță, când plec, eu la fel spune: băi, Oro, zice, un băiat extraordinar. Bă, dar vine pe aia un îngânfat. După aia nu mai pot să discut cu invitatul. Așa. Defecte. Este... cum se spune? Prea perfecționist. Ok. Prea perfecționist. Uh-huh. Exagerat de perfecționist. Așa. Bun. Asta e defect așa din perspectivă pur românească sau intrăm și în America de Sud? Adică tot așa și în Columbia merge așa, se leagă cu sârmă? Vreau să știu dacă e un trend la tine ăsta sau... De unde perfecționismul e defect, mă. Este musa, e un defect. Bun. Adică, mă rog, e defect în cazuri extreme. E în cazuri extreme. Nu, e un caz extrem. Așa? E un caz extrem. Și? Așa, dar acum, sincer, la... Adică în sensul că ar putea să invadeze Polonia, așa? A invadat Polonia. Și ia să vedem. Soția lui e din Polonia. Ah, iată, atunci am înțeles. Perfect, și al treilea? Știai tu ceva? Și al treilea? Nu știu, bă, adică personal mie. Dar trecând peste toate chestiile, ai dreptate, e un super băiat. Adică da, la un moment dat. Dacă nu-l cunoști, poate faci tot felul de impresii despre el. Dar Mihai jos, jos. Da, nu, eu spălariu, mai de nota 10. A treia întrebare, dar citește în gând. În gând, ok, stai să mă gândesc. Hai. De ce nu ne-ai tradus în spaniolă? Da, ne-am gândit să fie bilingue. Cuando? Chi? Quizás. Trebuie să ai un nume, hai! Samba, dar bă, alte nume nu găseați voi aici? No, păi, un nume, atât. Un nume. Dai un nume, mâncăm, uite, lumea nu știe despre ce e vorba și mergem mai departe. Deci ceva interesant trebuie să se întâmple. Ruby. 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 Citim? Nu.
Păi eu sunt cazatorii, dar noi copii Cătăline. Dă-i face întrebarea. Hai, o rupem. Dar nici chestia asta nu poți să fac. Gata, ia-o. Da? Eu am cunoscut nu, hai, pe citește, Rubi. Citește. Ok. Că până la urmă e o presupunere, nu? Da. Eu am cunoscut-o, mie nu mi-a zis. Visul tău când mergi pe o insulă pustie este să ai parteneră pe A, Rubi, B, Andreea, Tonciu, C, Bianca, Drăgușanu. Hai mă, că ți-a dat ușor. Da. E bune, nu e. Nu, era dacă ai fi obligat să mergi, deci obligat. Dacă ai fi obligat. Da, uh-huh. Obligat. Dar dacă nu, nu. Mi-a fi atent, asta n-ai cum să zici că bun. Nu există nume aici. Dai. Aici. Haide, hai că începe să-mi placă. Ia hai să vedem. Zi. Pare simplu. Pare inocent. Și-a dat seama că e grav, că se supără. Sincer, fata aia mi-a zis să zic tot timpul un nume, dar nu a venit niciuna. Real vorbind, adică n-aș putea să mint. Deci real nu există. Real nu a existat nicio femeie. Inventează, nicio nu e. Inventez, nu, zic eu. Nu. Wilmar, dăm cu aceste... Nu, zic și eu un nume, așa, nu, că vreau să zic din trecut, asta e. Sandaladoși. Așa, nu, foarte bine. Suntem corecți, ai zis că nu există, nu? E adevărat? De ce nu, Andreea? Mănânciute? A fost ceva acolo, dar... Citesc? Dar nu mai mănânc. Tu crezi că eu mai mănânc? Eu nu mai mănânc. Dar gândește-te. Unul e de ajuns. Citesc? Nu, că să fii atent, că acum oamenii care fac titluri, fix asta o să iasă. Wilmar și Sanda Lado și deci ăsta e titlul. Tu mai ține minte că suntem prieteni și de foarte multă vreme. Adică dacă o citești, vezi cum o citești. O citești exact așa cum e. Nu. Vrei să o citesc eu cu interpretare? Atunci mănânc că eu te jorup. Vrei să o citesc eu cu interpretare? Nu pot. Ce femeie din showbiz a venit la tine pentru un curs de dans, dar ți-a dat de înțeleg că și-ar dori de la tine mai mult decât un tango fierbinte? Pentru că avea în spectacol un tango fierbinte și trebuia să facem un tango fierbinte, de asta. Și stai o secundă, și-a dorit mai mult. Poate și-a dorit mai mult în alt sens. Vreau să știe cum e bucătăria columbiană. Și tango și milonga. Poate vroia să mergeți la schi, ca să zic așa, în metafora. Vreau să știi că ești de comitet. Da. Încerc, încerc. Hai, mai am încă o întrebare. Și ultima, da? Nu, încă una. Bun, mulțumesc. Încă una. Încă una. E repede, hai. Asta e simplă. Zi. Asta e simplă că de în trecut. Zi. Foarte... Eu am venit în România în 1994. Da. Am fost într-un club. Da. Se numea Why Not, nu mai exista clubul respectiv. Și era un bal de boboci. Și? Nu eram persoana publică, nu era nimic așa. Și am intrat. Atunci am văzut pe scenă o domnișoară super frumoasă. Și? Chiar recunosc că m-a plăcut, m-am îndrăgostit de... Deci avea niște ochi superbi, micuță, tinerica. Și? Stai o secundă, așa, bal de boboci, câți ani avea? Despre ea vorbesc. Ea este persoana care e aici. Ne-am cunoscut. În momentul de față aș putea să spun că mă urește. Adică știu că mă urește. Că... Da, o să spun un secret, fii atent. Zi numele. Când am jurisat-o la emisiune, că ea a fost la Dansez pentru tine, aveam eu un semn aici. Da. Și nu prea i-a plăcut jurisarea și a venit și mi-a zis, semnul era o liniuță, știi? Și mi-a zis, ce cu pipit paza aia aici? Și a plecat. Și mi-am dat seama că s-a rupt tot. Atunci s-a rupt tot. Tu se îndrăgostit de ea. Îmi plăcea, mi se părea minunat. Mi se părea o femeie foarte frumoasă. Și ți-a zis ce-i cu asta, nu știu. Da. Cum. Da. Și citez? Este, da. Spun numele? Da, numele întâi. Delia Matache. Citim? Sau mâncă miute? Cred că la asta mâncă miute. Hai! Mâncă miute sau citim? Delia? Matache o cheamă, nu? Da. Bine, cred că o cheamă Adelia Munteanu acum. De ce vedetă din showbizul românesc ai fost îndrăgostit în secret? Delia. Și ți-a zis de chestia aia. Da. Mi-aduc și eu aminte de chestia aia, acum te recunosc. Da. Avea și eu. Ultima întrebare. Da. Și... Bun. Repede, atât. Fara să mă super. Nu mai citi din întrebare. Tu dai un răspuns, lumea nu știe despre ce e vorba. Adică...
lumea intuiește. Nu, no, eu mă duc la sigur. Zi. Că mie îmi placă zi, chestia asta. Zi, te duci la sigur și? Milf. E ok cuvânt milf? Da. Nu? La ora asta e, nu? Nu știu. Adică lapte, nu? Depinde când. Milk, milk e lapte. Spune-mi un lucru. Zi numele. Stai să vezi numele. Zi. Antonia. Dar nu, ce vrei să citești? Nu, stai un pic, Antonia. Hai, mai citim, deci, mai alo, Antonia. Și nu vrei să citească întrebarea? Mă, dar tu nu, cred că n-ai înțeles. Da, știu. Păi ea, nu tu. Exact, așa cu așa. Băi, ești nebun. Serios? Stai o secundă. Nu. Stai un pic, cum adică așa cu așa? Ce se întâmplă la voi în Columbia? Nu tu citi. De ce scrii întrebările astea idiote? Bă, până la urmă nu te gândești că bă, da, nu. Hai mă, s-o citim. Nu. Nu vorbesc serios. Catalin. Dar vreau să te întreb ceva. Vreau, niciun prin cap nu mi-ar fi trecut că poate să fie asta răspunsul. Dar nici mie, așa. Dar poți să-i dau lui Andrei Orodici să nu, vadă întrebarea? Nu vreau să văd. Ok, a fost bun până acum. Are voie, măcar el? Între băieții merge. Deci am voie? Și cum e? Adică, da. Spune-mi tu, e o întrebare idiotă asta, sincer. Dar nu o citi. Ah! Te gândeai la așa ceva? Eu cred... Vai de mine. Eu cred că a citit greșit. Acum, nu te schimba părerea de el. Un pic. Nu te schimba părerea despre mine. Cine știe spaniolă? Vă rog eu mult de tot. Nu ai înțeles întrebarea. Asta i-am zis și eu, dar el zice că da. Nu, tu n-ai înțeles întrebarea. Bă, eu cred în poliamor. El, păi exact, el și-a imaginat așa cu așa. Adică, da. Știi? Păi nu, că tu nu erai. Tu nu erai. Deloc? Deloc. A, păi nu e bine. Păi nu e bine, asta zic și eu. Atunci nu. Nu, mănâncă. Nu, se poate. Stai o secundă. Deci tu exclude-te. Tu nu. Exact. Separat total. Nu. Nu, stai o secundă. Îți spun o întrebare. Mănânc. Pune un... Asta e. Cu ce? Pune o întrebare. O schimb ca să fie mai clară, fii atent. Nu. Ascultă aici, întrebarea. Până schimbă, Andrei Orodici. Pune Cristina aia care m-a dus la emisiunea asta. Cristina, Wilmar, câți copii ai? Până acum aveam 2 recunoscuți. Uite așa, ca să fie mai clar. Da? Recunoscuți. Așa. Asta e întrebarea. Asta e chiar așa. Hardcore. Asta e chiar hardcore. Antonia, pe bune. Așa mersi, Antonia. Da. Răspunsul e da. Hai să citesc întrebarea ca să înțeleagă lumea că ai înțeles greșit. Păi zi un nume de... Sau mănânc iute. Păi da, da? Hai mă, citesc întrebarea. Spune, asta. Deci, mănânc iute? Nu, hai, zi răspunsul. Întrebarea. Zi răspunsul, că n-are cum să fie Antonia. Antonia e răspunsul. N-are hai cum să fie. Tu vrei la varianta ta? Da, normal. Trebuie să te doară. E păcat pentru cei de acasă să nu citim. Că oamenii poate și imaginează că bag eu pe aici tot felul de întrebări legate exact, de artiști exact. Sau asta. Nici prin cap nu străgea că omul se gândește. Că de fapt e o problemă de matematică. Exact. Cu cine din showbiz ai fi de acord ca soția ta să aibă o aventură de o noapte fără să te superi? Răspuns Antonia. Eu n-aș nici m-aș fi gândit la asta. Tocmai de asta, știi că la un moment dat... Cred că sunt oameni care zic, bă, sigur a băgat el acolo ceva să fie de velea sau asta. Bă, n-are nicio întrebare. Cu cine din showbiz ai fi de acord ca soția ta să aibă o aventură de o noapte? Mie mi se pare Antonia cea mai frumoasă femeie. Corect. Și normal că aș fi potrivit eu cu cea mai frumoasă femeie din showbiz. Cea mai frumoasă femeie pentru mine este soția mea. Da. Și atunci nu merge cea mai frumoasă cu cea mai frumoasă? Păi și tu nu ești acolo. Asta e, accept. Oameni buni, Wilmar alături de noi. Wilmar, îți mulțumim mult de tot. Să știi nu. Că... Să știi că nu te-am întrebat întâmplător de câți copii ai, pentru că eu știu, i-am cunoscut aici, dar vreau să fie întrebarea pentru cei care sunt atenți la concursul câți? Nostru. Întrebarea e, câți copii are Wilmar? Răspundeți repede pe numărul de WhatsApp afișat pe ecran pentru șansa de a câștiga marele premiu.